29 de lei. Smart Discount la Flanco doar miercuri 7 februarie. Telefoane noi pentru amândoi. La Orange ai Redmi Note 13 5G cu 7 euro pe lună și Samsung Galaxy A54 cu 9 euro pe lună cu abonamentul Fan 11 și Net 5G Plus nelimitat național. Vino în magazinele Orange până pe 8 aprilie sau intră pe orange.ro. Orange. Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust și bucură-te de viață în stil italian. Încearcă Parmigiano Reggiano DOP Italiamo 250 de grame la 24,99 lei și mortadela cu fistic Italiamo 700 de grame la 19,99 lei. Cumpără produse Italiamo, intră pe surprize.lidl.ro și poți câștiga un robot de bucătărie Smeg sau alte premii pe gustul tău. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Meriți să fii surprins. Tuse uscată? Maria Med. Cu extract de nalbă mare, propolis și miere. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Disponibil pe farmaciavedra.ro. Fie că ai o firmă mică sau mare, angajații potriviți nu se găsesc la fiecare colț de stradă. Îți spunem noi care-i secretul. Pune anunț pe OLX locuri de muncă, iar recrutarea candidatului ideal devine floare la ureche. OLX locuri de muncă. Omul potrivit la locul de muncă potrivit. Încă o tragedie a avut loc astăzi pe o șosea. Au rămas copii fără părinți și părinți fără copii. Oficial, România înregistrează o scădere a numărului de accidente, dar mai avem kilometri de parcurs pentru a crește siguranța rutieră. Condu pe partea corectă a vieții, cea în care nu ești parte din statistică. Tu conduci. Familia are prioritate. O campanie derulată de MOL România, Asociația EDIT și Poliția Română. Europa FM, ora 10. Momentul pentru noi, știri la Europa FM, ne aduce Iulia Noghi. Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri. Ministrul Apărării propune acordarea unei prime pentru a încuraja înrolarea voluntară a tinerilor în armată. Reacții internaționale de susținere după ce Palatul Buckingham a anunțat că regele Charles al III-lea a fost diagnosticat cu o formă de cancer. Și vreme deosebit de caldă astăzi, pentru data din calendar, bate vântul și astăzi în majoritatea zonelor. Potrivit ANM, la munte rafalele de vânt vor atinge viteze de 70-80 de km pe oră. În nordul țării, precipitații slabe, temperaturile maxime se vor situa în general între 12 și 20 de grade. În capitală, Cersenin, mai bate vântul și 20 de grade la orele amiezii. Ministrul Apărării propune acordarea unei prime pentru a încuraja înrolarea voluntară a tinerilor în armată. Într-un interviu televizat, ministrul a spus că reintroducerea serviciului militar obligatoriu este exclusă. A subliniat în schimb că este nevoie de creșterea numărului de persoane care se înrolează voluntar, în condițiile în care armata a ajuns la mai puțin de 80.000 de militari, iar România are nevoie și de o rezervă. Florentina Mihăiță a urmărit interviul. Serviciul militar obligatoriu este exclus. De la început să lămurim acest lucru, pentru că a apărut și această preocupare și această temere. Nu există la momentul acesta nicio discuție despre acest lucru. Spune ministrul apărării Angel Telvăr într-un interviu acordat postului de televiziune Euronews. Există o preocupare la nivelul ministerului pentru acest serviciu militar voluntar, care vine să satisfacă nevoia de rezervă. Există în elaborare și în discuție un proiect care să aibă în vedere un stagiu militar de câteva luni, de obținerea unei prime la sfârșitul acestei pregătiri și se adresează tot vârstei cuprinse între 18 și 35 de ani. Și în prezent funcționează un serviciu militar voluntar, însă puține persoane s-au arătat interesate. Pregătirea durează doar 2 săptămâni. Pe durata acesteia, tinerii primesc 30%. Programul național este finanțat de Ministerul Sănătății. Már küldik az ér...
die 19 im Lied. Az ez... They hold me. Minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Starikarikáciu na D1 pred Širokým smerom z Prešova blokujú Mňavý Duch. Rýchlo zmerajú v Moravskom Lieskovom časti Brestové. Oboj smerne prosím. A szél sok felé megélénkül, megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Soha nem szabad elfelejteni, hogy a megszentelt élet, mielőtt az ember elköteleződése lesz. Elnök a 20 éves küld magáról erotikus képeket a világhálón a szerep. Mindkét irányban erős most a forgalom. Akadozik a haladása Vámház körút. A felhők szűrhetik a napsütést, csapadék nem lesz, de a szél nagy területen megerősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 19 fok között várható, néhol a 20 fokot is elérheti a csúcsérték. Késő estére 3 és 10 fok közé hűl le a levegő.